Salut și bine ați venit la un nou video în care o să vorbesc puțin despre lucrurile la care ar trebui să renunți atunci când vii și te angajezi pe comunitate. La ce renunți sau la ce trebuie să renunți atunci când vii și te angajezi pe comunitate. Cred că cel mai greu și cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că în momentul în care ai venit pe comunitate, te duci din când în când acasă, adică în România, ceea ce înseamnă că te vezi cu familia destul de rar. Ăsta ar veni probabil primul și cel mai important lucru la care ar trebui să renunți. La timpul cu familia, timpul cu cei dragi, timpul cu prieteni, acel timp de calitate. Acel timp care, în mod normal, ne ține în viață și sănătoși și bine dispuși. Hai să văd dacă aici ai deschis. Aș vrea să intru în alveola asta, să-i dau țarenitia. Deci, probabil cel mai important timp, ăla-i cel mai. Intru aici în alveola asta de obicei, când vin aici pe Național. Pentru ca să-i dau țară inițial, Netherlands, deoarece sunt în Netherlands. Hai mă, intrări, șofer 1, țară inițial, NL. Ia uite un Heiser, cam acum trece, lasă ducă și după aia mă bag după el. Ia deschid geamul să vedem, ne claxonează? Ha, dar nu-i Heiser cam, am crezut că e Heiser. Seamănă, dar nu răsare. Hai și tu, fărdulețule. Așa. Al doilea lucru care mie mi se pare destul de important și la care trebuie să renunț în momentul în care vii pe comunitate, ar veni mâncarea sănătoasă. În momentul în care vii pe comunitate, cam nu prea mai știi ce gustare mâncarea sănătoasă. Și sunt o grămadă de persoane care nu gătesc. Nu gătesc, efectiv. Adică să-și gătească, doar gătești pentru tine, știi? Dar sunt multe persoane care nu gătesc, chiar dacă au timp. Nu vor, sau, na, mă gândesc că nu vor, cam asta ar fi. Că și dacă nu vrei, până la urmă, și dacă nu știi, pardon, dacă nu știi, nu știi. Dar înveți, știi? Dacă vrei. Dar, na, treaba lor, fiecare cu ale lui. Nu gătesc. Uite cum e o mâncare bună, uite cum e o mâncare sănătoasă, uite cum e o mâncare de acasă, bunătăți de la bunica, sau de la mama, sau de la, știu, soție, și așa mai departe. Ia mai tași, mă, din gură, ia să-l oprim noi pe ăsta. Și uite, dacă vii pe aici, te înveți, mai ales în Olanda, din punctul meu de vedere, e foarte seacă mâncare. Deci, mâncarea tradițională, mâncarea lor. Nu mă refer la fast food-uri, că acolo, nu, fast food-i fast food. Dar mâncarea lor e seacă așa, n-are gust. Noi cum suntem învățați să mâncăm o mâncare așa mai grasă, să mâncăm o mâncare mai condimentată, bă, ăștia n-au, frate, grăsimei nu mănâncă, că, na, ci că sănătate, într-adevăr, ei sunt mai sănătoși, trăiesc mai mult decât noi. Media vârstei, sau cum zice, lungimea vieții, sau cum e faza aia, că îmi scap acum, ei trăiesc mai mult ca noi, gemai, pe scurt, adică olandezul. Într-adevăr, olandezul face și mișcare cu bicicleta, și pe jos, dar și cu bicicleta. Pentru că am mai vorbit într-un video foarte vechi, că aici, domnule, țara e drept aici, da? Așa n-au dealuri, n-au munți, și normal, pleci cu bicicleta, poți să mergi să traversezi efectiv Olanda cu bicicleta, de ce? Pentru că e drept. Nu e atât de obositor cum e în România. Păi în România dacă ai dat de făgăraș sau ai dat de pasul tu sau știu eu ce mai sunt, tihuța și toate astea, mergi pe lângă bicicletă. Îți dai seama că n-ai nicio șansă să traversezi cu bicicleta pe bicicletă. Eventual dacă ai un mountain bike și așa, mountain bike-ul nu e bun pentru distanțe lungi și bla bla bla. Nu ne mai învârtim noi aici. Ideea e că, da, e ok să plimbe cu bicicletă, dar având în vedere că țara e destul de dreaptă
Știi? Mergi pe drept, cam tot timpul, chiar dacă mai e un dâmb așa, cât de cât un mușuroi. Nu-i ca și când urci tu, e de mai dealul, știi? Da, în fine. Traversezi Carpații, știi, pe bicicletă. Să-i văd și eu pe cine, o semicursier eventual. Da, în fine, nu vreau să mă lungez foarte mult. Hai să văd dacă prin verde. Nu mai gata. Deci uiți, asta e chestia. Uiți ce înseamnă o mâncare bună, ce înseamnă o mâncare sănătoasă. Apropo de bicicletă, uiți ce înseamnă un hobby. Că e vorba de datul cu bicicleta, că e vorba să umbli cu un scooter, cu o motocicletă, că e vorba să te duci la înot. Poate vrei să joci la fotbal, la tenis, da? Indiferent despre, la pescuit, uite, că de ce să omitem pescuitul, că e foarte întâlnit în țara noastră. Cam trebuie să-ți ia adio de la hobby-urile astea, de ce? Pentru că tu vei avea la fiecare o lună jumate, vei avea maxim 2 săptămâni libere. Dacă vii pe comunitate. Cam ăsta e minimul. Bine, sunt oameni care lucrează o lună și o săptămână acasă, o lună și 2 săptămâni acasă. Dar zic așa, un program care mi se pare mie mai ok. 6 săptămâni la lucru, 2 săptămâni acasă. Aia înseamnă o lună jumate aici, 2 săptămâni acasă. Ca să cunoști și ceva din bani. Că dacă vii la lucru 2 săptămâni și după aia te-ai acasă 2 săptămâni, liber și n-ai mai înțeles nimic. Că mai bine te angajezi în România și aia e, știi? Că atunci nu e nici bani, nici liber nu ești, nici cu familia, n-am bine. Deci din punctul meu de vedere, cam ăsta ar veni. 6 la lucru, 2 acasă. Aia înseamnă că tu stai la fiecare o lună jumate, tu stai 2 săptămâni acasă. E bine, în alea 2 săptămâni ce să faci? Să-ți rezolvi anumite lucruri, să stai cu familia, să te ocupi de hobby-uri. Știi? Ce să faci? Că de obicei se adună anumite lucruri care trebuie să le rezolvi. Așa, cel puțin în cazul meu, cam așa se întâmplă. Se adună niște lucruri. Eu mi le programez într-un fel sau altul și când mă duc acasă, încerc să rezolv din ele sau să le rezolv toate. Dar dacă eu mă apuc și mă la pește, când mă duc acasă, 2-3 zile ca să mă satur sau mă duc cu portul, că tare mult îmi place și n-am mai fost de mult, sau efectiv să mă simt bine, nu mai rezolv niciodată probleme. Le las pe liberul următor. Și tot așa, ia uite aici un scooter răsturnat. Două scutere răsturnate. Ce aveți, mă, cu scuterele, mă? Lăsează alea de le închiriez, cred că. Da. Și va trebui să cam renunț, după cum ziceam. Bă, eu am văzut bine verde sau mi s-a părut. În fine. Deci renunț la hobby-ul, renunț la mâncarea sănătoasă, renunț la programările stomatologice sau la nu programări, la verificări din punct de vedere al medicilor. Adică nu mai poți să mergi la medic să-ți faci, cum am zis, mergi o dată la 2 luni. Dacă mergi, dar nu prea știu unde să te împart. Te duci la stomatolog, te duci să-ți faci nu știu ce, te duci la bla bla bla, știi? Și pe lângă asta, odată cu șoferia pe comunitate, vin și anumite dificultăți din punct de vedere al sănătății. Adică șoferia vine cu un pachet de boli, cum ar veni. Bine, hai să nu intru, că probabil o să fac un videoclip special pentru asta, că tot am zis că fac și tot m-ați întrebat. Dar hai să rămân pe oaia mea, adică la ce trebuie să renunț. La, cum am zis, la familie, timpul cu ei, hobby-urile clar dispar, sănătatea cam. Igiena. Va trebui să renunți la igienă dacă ești un om foarte igienic, foarte curat de obicei. E bine, va trebui să faci multe compromisuri atunci când vii pe comunitate. Ia cam polițiști ăștia se duc pe acolo pe linia aia specială. Așa arată mașina de poliție, dacă nu știați, în Olanda. Ea blondina mă depășește. Hai să o las să mă depășească, ca pe după aia o depășesc și eu. Că văd că mere de zici că vine. Gata, așa mă o depășesc eu, că n-am chef să stau după ea. Da, deci va trebui, că nu, am mai făcut videoclipuri pe tema igienei. Și anume,
Eu încerc să fac duș la 2 zile, după cum am mai zis. Însă sunt zile în care nu-mi iese. Sunt zile în care fac una după alta, pam pam duș, că mai ales acum cum e cald. E cald din ăsta, mai transpir, mai nu știu ce. Și eu nici nu fac, nici nu depun așa mult efort fizic. Dar păi ăștia care lucrează la prelată, acolo e un efort fizic destul de intens în fiecare zi. Încărcare, descărcare, încărcare, descărcare. Sau descărcare, încărcare, depinde cum au ei. Bine, ați înțeles, nu trebuie să vă dau mură în gură. Dar vreau să zic, băi, blonda să m-a ajuns. Sper să nu... să nu o agăți pe aici, știi că dacă mergeam în față, într-un fel am intrat așa în fața ei, știi? Așa. Și ia să zic, dacă ești obișnuit să faci duș în fiecare seară, așteaptă-te, că am făcut și videoclip în care vorbesc despre ce așteptări să ai când vii pe comunitate. Cred că am făcut videoclip pe tema asta, cam așa se numește. La ce să te aștepți, da, cred că ceva genul se numește. Așteaptă-te, nu știu dacă am zis acolo ceva de dușuri și de astea, dar zic acum, așteaptă-te, dacă ești învățat cu igiena, cum ar trebui să fie un om. Și eu, de exemplu, eu înainte să fiu pe comunitate, eu făceam duș în fiecare zi. În fiecare zi, tata, nu exista zi să nu fac duș. Știi? Ei, când am venit aici, na, am văzut cum e realitatea șoferilor de camion. Și mi-am dat seama că, bă, nu merge. Nu, degeaba vrei. Efectiv, nu se poate. V-am zis în alte videoclipuri, am vorbit mai în detaliu, dar sunt, efectiv, te duci, plătești dușuri pe Belgia, de exemplu. Stai, unde am fost ultima? În Franța. În Franța nici nu se plătește dușul, dar am fost în Franța la un duș, la un total, pe 6, pe autostradă 6, nu știu ce, la, către Germania. De la Metz către Germania, încolo. A, vrei să treci? Ma da. Nu știu ce vrei să faci, las că mă duc eu până te hotărăști. Deci m-am dus la un total care, na, benzinărie destul de serioasă și așa. Și, băi, dar de ce mergeți doi în pușca cale? Mergeți, mă, câte unul, mă, vreți să vă agăți aici? M-am dus și era un jeg acolo de terat scârbă să intri, știi? M-am uitat, erau vreo 6 cabine de duș. M-am uitat care să o iau, mă, care să o aleg. Și am luat, m-am băgat, am făcut duș într-una până la urmă. De ce am făcut chestia aia? Pentru că intram în Germania și am zis, bă, fac aici duș, oricum trebuia să fac pauză, știi? Zic, hai că fac pauză, fac și duș aici, asta e. Și mă duc în treabă, că nu trebuia să mă bărberez sau chestii. Și doar am zis, bă, fac un duș, așa, mă spăl cu decât. Mă duc după aia, nu stau să mă bărberesc și alte chestii, să nu ating nimic de pe aici, că e nasol. Și, na, am făcut cu mare greu. Mi s-a mai întâmplat de multe ori să fac treaba asta, adică mi s-a întâmplat, după cum am zis, că nu, am plătit și m-am dus. Când am văzut ce acolo, mi-am zis, băi, nu pot să fac duș aici, pare rău, dă-mi bani înapoi, ia-ți, fă-ți ce vrei, știi, adică nu merge așa. Aici mă bag pe o bandă jumate. Puteți să îmi dați în cap cu ceva? Pentru că de ce mă bag pe o bandă jumate? Că virajul la dreapta este foarte strâns, o să vedeți. Este foarte strâns și nu mă încadrez dacă eu mă băgam pe banda aia care trebuia. Și vă și recomand, și v-am și recomandat, am videoclipul ăla unde vorbesc despre cum să te încadrezi în viraje, cred că așa se numește. Cu camionul. E, tot așa, domnule, dacă e necesar, te bagi pe banda aia, nu-i problemă. Ideea e să iei virajul în așa fel încât să nu trească să dai înapoi. Că așa e și aici, în orașul ăsta, la virajul ăsta, dacă te încadrezi pe banda ta, riscul de a te urca pe acolo și a rupe colțurile alea e destul de mare. Este un semafor. Dacă ăștia nu se vede bine, dar poate se vede când o să virez, deși puțin probabil că o să mă duc în față destul de mult și după aia o să virez. Hai, e verde, bun. Deci mă duc în față și acum virez. Și vedeți voi că e chiar aici. Deci dacă era mașină, încă acum ați și mai,
mai lejer, pentru că nu era mașină în intersecție, știi? Și am putut să calc un pic și colțul. Dar de multe ori sunt mașini oprite acolo la intersecție. Da. Și no, revenim la dușuri. Se întâmplă să ai duș, dar să nu faci. De ce? Pentru că efectiv ți-e scârbă. Și Doamne ferm, mai te pricopsești cu ceva, știi? Băi, caută numai că era să le iau. Porumbelul ăla, curajos. Riști să te duci cu ceva acasă și apoi numai de asta nu ai nevoie, categoric. La ce putea să mai renunți venind pe comunitate? Cum am zis, astea... Cam astea, domnule. Cam astea ar fi. Deci, distanțare socială, mâncatul nesănătos și dacă e să renunți și la tot felul de tabieturi. Adică dacă ai nevoie, dacă ești învățat cu anumite chestiuțe, cel mai probabil va trebui să renunți la ele. De ce? Adică dacă e obișnuit să mănânci ceva în weekend sau să mănânci ceva dimineața sau ceva seara sau așa, probabil că nu o să-ți mai permiți să faci chestia aia când vii pe comunitate, deoarece da, astea deja sunt chestii sensibile, știi? Nu vreau să zic că e ceva rău, vreau să zic că e ceva puțin realizabil, puțin probabil să se poate realiza în momentul în care, da. Pentru că de mâncat vei mânca destul de haotic. Eu personal am mai zis, mănânc de două ori pe zi pentru a-mi păstra greutatea și greutatea, ca să nu mă refer și la alte lucruri, pentru a mă menține în formă, mănânc de două ori pe zi, deja cred că de vreo 4 ani, poate chiar mai bine. Și când am venit pe comunitate, am încercat să aplic așa tot fel de strategii să văd care ar funcționa. Și strategia pe care merg în momentul ăsta cel puțin este cam așa. Mănânc dimineața, începând cu ora 8 până pe la vreo 11, deci între orele astea iau prima masă, micul dejun. Și după aia mai mănânc seara după ce opresc programul. Având în vedere că eu conduc destul de puțin pe timp de noapte, de exemplu, în ultimele 5 săptămâni, nu știu dacă am condus de noapte. Deci conduc foarte puțin. Asta înseamnă că pot să am un program destul de bun peste zi. Dimineața îmi încep programul, chiar dacă îmi încep programul la 7, chiar dacă mi-l încep la 3 dimineața. Tot dimineața. Înțelegi? Oi, dacă îl încep la 3, mă duc până la descărcare, la descărcare mănânc. Ajung la 4, la 7, că dacă plec la 3, clar că trebuie să ajung până la 7, știi? Deci la 7, 7 jumate mănânc, 8 mănânc și așa. Dar de obicei se întâmplă ca să mă încadrez în perioada asta, adică între 8 și 11 să mănânc prima masă. Da, și după aia... Am zis, a doua o mănânc după ce termin programul. Programul de obicei îl termin după ora 5. Și dacă îl termin mai, adică dacă îl termin, dacă îl închid, că eu poate mai am program, dar dacă n-am ce să fac, mă duc, mă parchez și aia, închid programul. Dacă cumva închid programul mai devreme de ora 5, ați văzut că și ăsta a aruncat chiștocul. Deci și aici se întâmplă, ăsta ce e olandez. Bă, zice, ceva. Ce am, care vibrează aici? M-a sunat cineva, am primit mesaj că am intrat în Olanda. Văd dacă am târziu zilea sau. Deci cam asta. Și mă mențin cu două mese pe zi. Dar dacă vrei să mănânci de 3 ori, sau de 4 ori, sau cu stări sau astea, deja ai cu dechis. La mine oricum e cu dechis dacă e să mănânc de 3-4 ori. Nu neapărat că mănânc de 4 ori sau de 3 ori mese copioase, ci, da, cu stări sau tot felul de chestii, snacks-uri și așa. Dacă mănânc, mă gândesc că s-a dus planul meu de a mă menține și clar nu o să mă mai pot menține. Am mâncat într-adevăr de 3 ori pe zi, ceea ce s-a întâmplat foarte rar. Poate aș putea să le număr pe degete de câte ori am mâncat de 3 ori pe zi în ultimii 3-4 ani. De ce? Pentru că prima masă am mâncat-o pe fugă sau am mâncat ceva foarte puțin. A doua masă am mâncat-o bine și ultima, adică a treia, am mâncat-o iarăși bine. Deci la mine prima a fost ca o gustărică și am simțit nevoia după ceva timp să mai mănânc, știi? Și da, dar încerc
pe cât posibil să fie așa cum mi-am propus. Bun, fraților, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Cam aici o să încheie videoclipul de astăzi. Muzeală, vă salută și camionul. El așa știe să zică, știi? El nu, încă n-a învățat cuvintele și începe. Cum poate și vă salută și camionul. Eu vă aștept și cu alte videoclipuri pe aici. Dacă vă place ce vedeți, vă invit să vă abonați, dați un like, distribuiți videoclipurile care vă plac și care considerați voi că sunt utile și pentru alții. Vă mulțumesc tuturor membrilor care ați ales să susțineți canalul și să vă alăturați aici ca membri, indiferent la ce categorie. Eu vă aștept și cu alte videoclipuri și cu alte ocazii. Să ne vedem cu bine și să ne auzim cu bine. Salutări, zi frumoasă!